Dragi copii, bine v-am regăsit! În lecția de astăzi vom actualiza împreună conținuturi legate de tema literară și cuvintele cheie, conținuturi pe care vi le-ați însușit anul școlar trecut. Demersul nostru are în vedere mai multe etape. Mai întâi, descoperim împreună, cu ajutorul unor cerințe, felul în care putem să legăm literatura de viața noastră. După, ne vom aminti ce reprezintă cuvintele cheie dintr-un text și felul cum acestea ne pot conduce către identificarea temei. Nu în ultimul rând, vom exersa ceea ce am învățat în această secvență didactică. Ultima parte a lecției este o parte care presupune rezolvarea unei teme individuale. Sper că v-ați pregătit caietul și instrumentele de scris. În prima etapă, așa cum v-am mai spus, vom rezolva câteva exerciții prin care să ne amintim împreună repere teoretice. Primul exercițiu vă cere să notați titlul ultimei cărți pe care ați citit-o. Aveți la dispoziție câteva momente pentru a face această notație. Ce este foarte important să rețineți? Răspunsurile la această primă etapă a lecției vă rog să le realizați sub formă de enunț. Un posibil model de răspuns la acest prim exercițiu poate fi și acesta. Ultima carte pe care am citit-o este. Și adaug titlul cărții folosind semnele de punctuație specifice și anume ghilimelele. Nu în ultimul rând, voi adăuga și autorul acestei cărți. Cartea poate fi atât din literatura română, cât și din literatura universală. Următoarea cerință vă propune să scrieți care din următoarele aspecte ale vieții enumerate mai jos credeți că se regăsesc în această carte. Copilăria, adolescența, familia, școala, natura, iubirea, prietenia, aventura sau călătoria, cunoașterea, timpul sau istoria. Din nou, vă las câteva momente să vă gândiți la unul, două aspecte pe care le vizează textul citit. Un model de răspuns orientativ poate fi și acesta. Câteva aspecte ale vieții regăsite în textul citit sunt. Și evident, aici urmează să adăugați alegerile voastre. Următorul exercițiu vă cere să numiți un film artistic sau de animație care are un subiect asemănător cărții citite. Din nou aveți la dispoziție câteva momente pentru a formula în enunț răspunsul vostru. O variantă pe care o puteți lua în considerare este și aceasta. Un film artistic cu un subiect asemănător este și adăugați titlul filmului. La ultimul exercițiu trebuie să asociați fiecărui aspect scris în cerința cu numărul 2, câte două cuvinte strâns legate ca sens. De exemplu, dacă ați ales natura, aceasta este particularizată în textul ales prin cuvintele pădure și izvor. Acestea sunt doar exemple orientative. Sau,
un alt mod de a răspunde la această cerință. Doi termeni asociați cuvântului copilărie sunt jucărie și veselie. Încă o dată, noi vă oferim doar exemple orientative. Voi trebuie să vă organizați informația și să alegeți cele mai potrivite cuvinte prin care puteți asocia unei anumite realități cuvinte strâns legate ca sens. În următoarea parte a lecției ne vom aminti câteva informații esențiale despre ceea ce reprezintă cuvintele cheie și tema într-un text. Cuvintele cheie ajută la orientarea într-un text literar sau non-literar. Acestea se referă la aspecte importante prin care cititorul își poate da seama de tema textului. Tema este numită prin diferite substantive referitoare la aspecte fundamentale de viață, precum copilăria, adolescența, familia, școala, natura, iubirea, prietenia, aventura sau călătoria, cunoașterea, timpul, istoria și multe altele. Și iată și un exemplu. Citez. Ridică volumul și îl privi pe toate părțile. Era legat în mătase, arămie și lucea când era înclinat într-o parte sau alta. Răsfoindu-l în grabă, văzu că textul era tipărit cu două feluri de litere. Am încheiat citatul. Fragmentul este extras din romanul Povestea fără sfârșit de Michael Ende. Și observăm că s-au scris îngroșat cuvinte precum volumul, textul sau litere. Acestea reprezintă cuvinte cheie pentru tema literaturii sau tema lecturii. Următoarea etapă a lecției noastre presupune exersarea a ceea ce am învățat împreună. Deocamdată vom citi împreună un fragment din romanul Copiii capitanului Grant de Jules Verne. După lectură, va trebui ca voi să alegeți un cuvânt cheie care vi se pare potrivit pentru o anumită temă literară. Se întâmplă odată ca Paganel să zărească în depărtare, într-un desiș, o pereche de păsări gigantice. La vederea lor, instinctul său de naturalist se trezi. Își chemă prietenii și cu toată oboseala, majorul, Robert și cu el, porniră pe urmele acestora. Se înțelege lesne curiozitatea arzătoare a geografului când recunoscu sau crezu că recunoaște aceste păsări drept moas, aparținând speciei Dinormis, pe care unii savanți le socotesc varietăți dispărute. Ori întâlnirea confirma părerea domnului Hostetter și a altor călători care susțineau, din potrivă, existența acestor uriași fără aripi în Noua Zeelandă. Moasii aceștia, urmăriți de Paganel, contemporani speciei Megatherium și Pterodactililor, aveau cam 18 picioare înălțime. Erau un fel de struți extrem de mari și foarte fricoși, căci fugeau cu o viteză extraordinară. Nici glonțul nu-i putu ajunge. După câteva minute de vânătoare, dispărură printre arbori și vânătorii regretară gloanțele și timpul pierdut. Aveți la dispoziție câteva momente pentru a selecta în textul dat
câteva cuvinte cheie, pot fi și mai multe, care să vă ajute la conturarea unei teme. Voi întoarce și pagina pentru a avea la dispoziție și continuarea fragmentului și consider că ați rezolvat această cerință, de altfel extrem de ușor. Următorul exercițiu vă cere să alegeți dintre substantivele din listă pe acela care consider că numește tema cărții și din care a fost selectat fragmentul de mai sus. Copilăria, natura, călătoria sau aventura, familia. Dacă ar fi să alegeți tema naturii, probabil că în text veți găsi cu siguranță cuvinte precum arbori. Ia să ne întoarcem să vedem dacă găsim și alte cuvinte. Păsări. Desiș. Iar dacă ar fi să alegem tema aventura, putem să ne gândim la cuvinte cheie precum vânătoare, călători sau chiar curiozitate. În următoarea parte a lecției, noi vă propunem o temă pe care o veți realiza individual pe caietul de lucru. Răspunsurile le puteți oferi apoi profesorului de la clasă și le puteți discuta împreună cu acesta. Primul exercițiu vă cere să priviți cu atenție pictura alăturată. Ea se intitulează Mama și copilul și este semnată de Nicolae Tonița. Și notează într-un enunț două teme identificate. Următorul exercițiu are mai multe subpuncte. Toate pornesc de la două texte suport. Primul text, scris de Nina Casian, se numește M-a crescut mama în poală. Este, de fapt, un fragment dintr-un text. M-a crescut mama în poală, de la leagăn până la școală. Zile întregi și nopți de-a rândul mi-a vegheat somnul și gândul. Cel de-al doilea fragment este extras din opera literară intitulată Trei fețe de Lucian Blaga. Copilul râde. Înțelepciunea și iubirea mea e jocul. Prima cerință a acestui exercițiu este să alegeți dintre versurile citate pe acelea care, din punctul vostru de vedere, ilustrează cel mai bine imaginea dată și să le notați în caiet. Următorul subpunct vă cere să explicați alegerea pe care ați făcut-o într-un enunț. Acesta este un subpunct foarte important, pentru că este momentul să dați o explicație cât mai pertinentă pentru alegerea făcută. Ultimul subpunct al acestui exercițiu vă propune să scrieți cel puțin un cuvânt cheie identificat în versurile transcrise care să fie ilustrativ și pentru imaginea dată. Mă mai întorc și la imagine pentru ca voi să o puteți vedea, cu speranța că v-am fost de ajutor și de această dată, echipa noastră vă urează multă sănătate și succes la școală. La revedere!